Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog aici, fermierul vostru preferat, care este într-o situație destul de critică. M-am murdărit, m-au făcut varză, în fine. Astăzi, mare noroc, după ziua de ieri în care am curățat în față, am scos trandafirii din bureană și tot ce am făcut. Și a fost foarte cald, m-a prins soarele foarte tare pe mâini. Câinele mă mușcă de picioare două. Așa, ținând cont că astăzi toată ziua este norat și este un pic mai răcoare, mai am un pic de pus mâncare și apă la animale și după aia toată ziua o să mă ocup de grădinărit. Toată ziua vreau să mai strâng din bureană, vreau să discui, o grămadă. Vreau să ud trandafirii din față, că dacă acum au dat și ei de lumina soarelui, fine, nu astăzi, că astăzi nu e soare, bâine, că au ieșit din bureană, dacă le dau și apă ca să plece cât de bine pot ei. Și o să ne vedem de la treabă, iau tripiedul cu mine și dăm drumul că avem mult de mult. Știți că acum, pe la începutul, când m-am apucat de vlog, am zis chestia aia, că să nu vă grăbiți. Nu știu dacă pot să zic ce am făcut pățit aici. De fapt, haideți că vă zic, m-am gândit mai bine și vă zic. Era furca pusă pe jos, nu era înfiptă în pământ, cum fac de obicei. Și mergeam și m-am dus cu degetul mare fix într-o țepușă de aia și oarecum a tăiat așa aici. Destul de bine. Continuăm treaba. Ne-am apucat să discutim. Am încărcat grămezile alea de buruan într-o mașină. A venit, le-a luat și le-a dus nu știu unde. Nu e treaba mea. A groapa de vână, mă mult, asigur. Acum o să mă bag cu discul printre toate rândurile astea, plus toată partea aia de acolo, ca să nu mai dea buruana. Și pe viitor trebuie ținută zona aia în control, pentru că o să mă extind cu toate rândurile. O să mă extind cu toate rândurile și cu astea de smeură și cu cele de căpșună să merg până în capătul ăla, până unde sunt florile alea acolo. Acolo trebuie să mă bag să fac și curățenie și acolo, știu. Dar momentan n-am cum, că nu mai am fire. Doar o să o discui, o țin sub control să nu mai dea buruan așa des. Și în toamnă o să-i bag smeură, mure și căpșuni. Vă pun pe trepied și dăm drumul pe repede înainte, că păi, nu o să dureze foarte mult, e foarte greu. Dar e două deja. Până am încărcat toată buruiana aia, a durat destul de mult și s-a făcut două. A fost discuit acum 4 ani, cred. S-a tasat cu timpul, vremea l-a tasat. Și ca să nu stau să pun, cum e zis, discul cealalt, am luat sat, m-am filmat. Ca să nu stau să schimb pe aia, care oricum nu cred că o să intre în pământul ăsta, că e beton. O să intru tot cu palele astea, o să-l discuit, dar cu viteză mică, ca să nu stric motocultorul, că țopăie. A fost o grămadă de buruan aici. A fost una acolo. Parcă e mai clean acum, e mai aerisit. Continuăm. Am să schimb bandajul, când termin o să schimb bandajul, că e cu rivanol și cu pământ. Știu data viitoare să nu mai las aia pe jos. Am
terminat și rândurile de acolo. Mai am doar să smulg între plante, că nu pot să intru cu motocultura acolo. Mai am ăsta era pe care am intrat și am intrat pe mijloc pentru că nu prea am dădeam seama stânga-dreapta, adică să zicem că începeam de acolo și acum doar să mă întorc, în fine, nu e nicio problemă. O să mai insist un pic și pe aici, cât mai am timp astăzi. Mă scuzați de fumul ăsta care e pe aici, dar sunt vecinii ăștia din stânga de aici care într-una dau foc la cauciucuri, la toate alea, în fine. Oricum arată mult mai bine. Pe aici, de exemplu, nu a dat așa de mult printre plante ca acolo. Acolo a dat mult mai tare buruiana între plante decât aici sau acolo. Căpșunile se prezintă bine, trebuie să le bag și pe partea asta trebuie să le bag fân, paie. Acum mai au 5 minute pauză, o țâră de apă și termin și rândul ăla, dar înainte de rândul ăla o să mai insist un pic în partea aia, unde v-am arătat mai devreme. Dar de când ești tu așa, iubăreață? Șnițel? Ui, șnițel. Hai, nu mai fi rău. Nu mai fi rău. Gata, gata. Uite, vreau să scarpin, stălind. Gata. Nu mai li nimic. Amă, tată, că și așa mâinile se varză. Dar vreau să fim prieteni, nu mai fi așa rea. Of, Doamne. Bine, nu te mai bag în seamă, gata. Mă, nu am mușcat telefonul. Păpușă? A, știi că e vorba despre tine, măi, păpușă. Doamne, tu ești o frumusețe, dacă n-ai mai mușca. Poți să mângâi? Poți să încerc? Nu, mai gata, nu mai încerc. Bine, gata, e ok. Ziua. Ataca telefonul. Bă, n-am garanție pe telefonul ăsta. Hai, ia mâna, fă-ți viață. Vrei, dar nu vrei să muști. Uite, vreau să scarpin. Uite, cu un degețel. Cu un degețel, gata, 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 gata. Stai, mă, tata, mă, numai... Mă, tata, mă, zici că ești... Uitați cum se fac urechile, parcă e tigru. Nu tigru. Cum zice la pisica aia mare? Un râs. Sau râs, da. Nu, e pisica care se cumpără. Dar e o gălăgie de bani. Dar se face... Exact ca aia arată când e așa rea. Și mai dă și cu picioarele astea, mă zgâri și cu astea. Oricum la astea are ghearele puse. Și mai bagă și dinții. Vedeți că are un M pe frunte? Trebuie să-i punem numele McDonald's. În fine, nu mai e chiar atât de M. Ia. Deci putem? Nu putem, e ok. Bine, mă întorc la treabă, gata, gata, gata. Dai cinciu? Nu mă trage! Gata, gata, gata! Gata, pauza! M-am bătut un pic cu pisica, în fine, m-a bătut, nu ne-am bătut. Și continui să termin în partea aia, mai insist un pic. Foarte mult timp nu mai am. Termin și rândul ăsta. Și... mâine! Ce avem noi aici? Ia uitați! E doamna la muncă și face treaba. Peste tot avem. Astea sunt mai mari. Deci în curând o să avem și smeură. Doar că mai durează un pic, depinde de vreme. V-am zis că și aici sunt doamnele la treabă. Momentan îl las așa, ce am vrut să fac astăzi. N-am uitat de rândul ăsta de aici. Și oricum pot să mă mai duc destul de, nu știu să zic, mă mai duc destul de mult încoa, cam până, să vă zic eu, undeva aici, așa cred, o să atunci mai e. Și, dar mâine, pentru că nu prea mai am timp acum. Și nu duc motocultorul de aici, stați așa că vă arăt imediat. Pentru că mai am în partea asta, o dată. Aici trebuie să car ce mai rămas un pic și să bag și aici, plus partea aia de acolo.
zilele următoare spre navetare, eu mi-aș dori, dacă am timp, să prelungesc aceste furtune de picurare de la căpșuni. Sunt 2, 4, 5, 5, nu erau 6, 2, 4, na, se pare că sunt 5, nu știam eu că sunt 6. Stați așa, 1, 2, deci 1, 2, 3, 1, da, nu știu ce, puteam să bag una în foc, că sunt 6, în fine. Vreau să prelungesc furtunele de picurare, adică să le schimb, să le dau jos pe astea, să pun mai lungi, să plec în continuare, așa, până în partea acolo și cum ar fi de aici până acolo, să pun ceapă și usturoi 5 rânduri. Să pun, de exemplu, 3 de ceapă și 2 de usturoi. Asta până în toamnă, când voi scoate puii de la căpșuni, pui, cum le zici, în fine, și voi prelungi rândurile de căpșuni, pentru că normal ar trebui să am 6-7 rânduri de căpșuni. Și dacă mă duc și până în capătul ăla, aproape dublez rândurile, adică o să am o producție mult mai mare, din câte vedeți. Și acum am aici, am căpșuni, asta s-a stricat din păcate. Da, dacă nu le-am stropit cu nimic, mai vin insectele și mai mănâncă din ele, se mai servesc, n-am ce să fac. Ba, trebuie să mai bag fânde de sub, dar nu mai am timp astăzi, am două drumuri de făcut. Așa? Și mâine să mă bag și în partea asta. Și știu că am scăpat o perioadă de burean. Acum arată mult, mult mai bine. Mai am și în partea aia, adică treaba mai e o grămadă, nu-i problemă. Mi-a scris cineva în comentariu să mai arăt... Au! Să mai arăt... Acum pot să mă film și de la distanță. Ari, să mai arăt cum se înțeleg câinii, să o filmez și pe pudding. Deci, v-am spus că se înțeleg, cu timpul se vor înțelege perfect, nu mai au treabă unii cu alții. Ele au fost închise mai devreme, cât am făcut în grădină, că n-am putut să le supraveghem și să mai duc la pumi. Și acum le-am scos ca să mai mănânci un pic de verdeață, le mai punem câte o mână de cereale și gata și masa pe ziua de azi. Vulpița imită ieduțele. Vedeți că au și pază, ieduțele. Câte pateu pe lângă ele? Bravo, tată, nu te mai luat de ea? Bravo, băiatul meu. Bravo, tati. Grasule. Arată și degetul, că nu am arătat mai devreme, l-am bandajat. Vino cu dai cu zoom sau... Se vede? Bun. E despicat, v-am spus. Mergeam. De obicei, un fiind furca în pământ. Nu știu ce a fost cum am lăsat-o acolo și am lăsat-o cu alea în... Cum ar fi, ăsta-i pământul, să tea ceva de gen. Și am mers, și am dat cu degetul fix în ea. Se întâmplă. Bine, naiba, că nu am dat din greșeală, cum am văzut, mi-a povestit cineva că și-a dat cu furca în picior. Bine că n-am făcut asta. Au venit la valierele, asta și mai încă una la fel. Acum registrăm cu ele, facem un test micut să vedem cât de mulțumit sunt de ele. Sâmbătă, eu și cu Alex de la din terariu v-am spus că vă așteptăm, știți foarte bine, sâmbătă, duminică și luni. Alex o să vină mai devreme, până aranjăm pe aici animăluțele și le punem totul frumos ca la carte. Vrea și el să filmeze, vreau și eu să filmez un podcast cu el. Deja am pregătit întrebările, sunt mult mai interesante, după părerea mea, decât întrebările pe care le-am pus lui Bogdan, dar la Bogdan n-am avut foarte mult timp să mă gândesc. Și, na, oarecum primele care au venit și mi s-au părut bune, pe acele le-am pus. Aici am avut un pic de timp și m-am gândit și mi se par mult mai interesante întrebările. Și asta, după părerea mea, era la valierele, după părerea mea, era o investiție care era necesară. Au costat foarte mult, foarte mult. Poate voi credeți că din YouTube se scot foarte mulți bani, dar nu acoperă YouTube-ul la ora actuală nici jumătate din costul lor. Dar știți cum e, trebuie să reinvestești, așa cel puțin așa gândesc. Ca și aici, de cel puțin 2 ani, fiecare leuț care iese de aici, intră înapoi aici. Și de-aia am evoluat atât de mult, pentru că nu am început cu distracții, chestii de genul. În fine, trecem mai departe, că m-am plictisit deja. Nu uitați, sâmbătă, duminică și luni. Sâmbătă este și Alex de la din terariu toată ziua cu noi. Duminică o să fie puțin mai pe relax decât sâmbătă. Sâmbătă s-a anunțat foarte multă lume că o să vină. Iar luni, presupun că o să fie și mai... Nu, de fapt, pentru luni nu vreau să mă pronunț încă, pentru că
Eu sâmbătă voi filma mare parte, cine o să fie de acord să apară pe vlog. Vlogul va apărea online, va apărea pe YouTube și lumea s-ar putea chiar luni să se hotărască, bă, vreau și eu să vin. Când o să vadă cum e aici, ne facem poze, ne distrăm, muzică, grătar, suc, bere, cine fără mașină sau... da, deci ai mai vin un pic mai coa, să le mai arăt o dată pe... Că poate o să mă certească de ce las bureana acolo. În fine, normal și normal trebuie să fie lucernă, dar a venit și bureana. Ideea e că ele au... Uite cât a luat, uite cât a luat Milka în gură. Băi, Nesătulo! Băi, tata, băi! Las-o, Pateu, nu începe! Pateu! Pateu! Mai am și la valiera acum, cred că o să se urle. În fine, o să tai-o la editare. Hai la mine, hai tata la mine, hai bă, tata. Hai guriță, hai. Vino cu-a. Ia uite, arată aici un pic frumusețile pe care le-am eu. Hai. Normal că am venit și sorsa. Nu, nu mușca la variera. Tată, dacă ai ști cât a costat asta... Doamne, fe... Nu! Nu m-am mușcat de picior. Vedeți poziție pe lăbușa, n-are nicio... Tu ce zici, mă? Cel mai dulce pupic. M-ai spălat pe toată fața, din două limbi. Cam atât pentru azi, eu mă ștergeam de bale. Între timp și încă mă șterg, mai am bale pe față. Ceva normal la domeniul Anghel. Până data viitoare, știți foarte bine, susțineți producătorii locali. Pa!